Salutare tuturor! Azi o să vă prezint mica sau marea mea flotă pneumatică, 3 compresoare, încă 3 butelii, furtune, pistoale și ce mai am eu pe aici. Vedeta clipului o să fie compresorul ăsta, pentru că mulți m-ați întrebat despre el, așa că haideți să-l vedem mai în detaliu, dar după ce vom vedea toate accesoriile. Ok, afară picură și am mutat toate astea aici în garaj. Le-am cărat de pe unde le-am avut, le-am strâns, nu le-am găsit chiar toate. Mai îmi lipsește un pistol de vopsit cu borcanul sus și niște furtune, niște mufe, mă rog, mai puțin important. Cu ce să începem? Haideți să începem cu buteliile. Am 3, după cum vedeți, una de extintor, una soră cu cea de pe compresor de 24 de litri, cred că are, sau ceva de genul, și o butelie de gaz rusească, modificată pentru aer. Asta e ceva mai murdărică, deoarece n-am folosit-o nici măcar o dată. Asta doar depozitată. Prima făcută a fost aia, în urmă cu vreo 5 ani, 6 ani. După, în urmă cu vreo 3 ani, am făcut-o pe asta și apoi am făcut rost de butelia asta mare și am folosit-o pe asta. I-am pus eu niște roz, deoarece n-am mai avut căruciorul original. Asta e undeva la 60 de litri, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Referitor la modificări, am modificat robinetul original, i-am pus un manometru mai mare pentru că aici era cel mic. Știți voi cum sunt butelile de la extintoare. Niște mufe, mă rog, e chiar ok. Asta ceva mai ușor, mai simplu. După cum vedeți, v-am spus, destul de vechi, ceasurile sunt mătuite, ar trebui să le schimb. Dar, na, a fost și ea vopsită la un moment dat. Iar asta s-a potrivit aici la fix filetul de 3x4 și am pus un prelungitor sau nu mai știu ce am pus acolo, un niplu cred, și am făcut-o și pasta funcțională. Bun, acum dacă vă întrebați ce fac eu cu buteliile astea, păi compresorul ăla e foarte greu, are undeva la 80 de kg, îl țin într-un loc fix și mă deplasez cu buteliile. Ultimul caz ăsta, înainte cealaltă. Când am de umflat o pernă la un hidrofor sau să verific o presiune la roți, o luam pe aia. Acum o iau pe asta, dacă e mai aproape. Gen, dacă trebuie să o transport, tot pe aia o iau. Iar cealaltă, cred că o să o iau la cealaltă locație împreună cu nouul compresor, dar vom vedea. Bun, acum poate vă întrebați cum le încarc. Cu aceste T-uri. Intră unul în mufă, mufa de la compresor, acolo. Celălalt intră furtunul, mufa asta așa, bineînțeles furtunul merge mai departe și intră la butelii în acele mufe și pot și folosi aer din acea instalație. Da, am două T-uri, le-am folosit când am vopsit mai mult, să am mai mult debit constant, am legat și câte două butelii împreună cu compresorul, deci practic ar fi fost 3. Da, haideți să începem de aici, din partea asta. Astea sunt cele mai puțin utilizate, spre deloc, doar de probă unele dintre ele. Am și câteva foarte utilizate, altele noi, după cum vedeți, dar să începem de aici. Am 2 cilindri pneumatici, 3 de fapt, dar ăsta e cu cursă dublă, ăștia doar împing, ăsta și trage înapoi, după cum vedeți aici, de pe la ceva autobuz. Am încercat eu să fac ceva, inclusiv hidraulic l-am băgat pe ăla și la o instalație și, mă rog, urmează un proiect destul de interesant, aș vrea să fac ceva cu ei, dar vom vedea dacă îmi iese sau nu. Aici am două regulatoare de presiune, ăsta de aici e ungător, are și funcție de ungere pentru scule pneumatice, gen pistoale sau mai știu eu ce. Nu le-am folosit deloc, le-am cumpărat second, le-am reparat și doar le-am probat. Da, aici am o mufă dublă de la Parkside și încă un accesoriu care încă nu știu ce e. Habar n-am, o am de mulți ani pe aici. O punem acolo la cele noi. Pistolul de sablat, e un pistol de la Enhel, dacă nu mă înșel, n-a fost prea scump. E un pistol de spălat, destul de puțin folosit, mai mult târât pe aici prin curte. L-am mai dat împrumut, mă rog. Ăsta e pistolul meu de vopsit. Cel care l-ați văzut și în clipul cu elevatorul, că l-am vopsit.
mare parte a fost folosit pentru lacuri, mai puțin pentru vopsea, dar bine, acum nici nu l-am mai curățat, aș putea să-l fac un pic mai nou, să zic așa. Am încă unul cu rezervor sus, dar nu știu unde e, oricum ăla nu, nu, din câte știu nu mai era funcțional. Două pistoale de suflat împreună cu tijă de prelungire. Pistolul ăsta pneumatic de spart sau, mă rog, cu bătaie, cu percuție, care l-ați mai văzut la mine. Asta e Dalta lui originală, iar ăsta e setul de la Dexter. Îl mai folosesc uneori pentru a depresa anumite, nu știu, o volantă sau chestii de genul ăsta de pe anumite motoare. Aici am o, să zic, o bormașină. Nu mai știu, am cumpărat-o de printr-un târg. Am zis că o să-i pun o mandrină, dar n-am mai avut timp. Două pistoale de umflaroți. Destul de vechi și ele, au tot așa vreo 10 ani. Dar asta e. Aici un set nou de la Parkside. Pistol de suflat, de umflaroți, diverse tije, adaptoare. Nu l-am folosit. La fel, un furtun nou pentru nou compresor va merge în noua locație. Aici am un furtun de la Dexter, destul de utilizat în ultima vreme. Pentru consumatorii mici de aer, nu știu, să umfli o roată sau ceva, pentru pistolul pneumatic îl folosesc pe ăla de cele mai multe ori. Se vede că e și bandajat de câteva ori, când am dat cu el pe compresor și a pornit automat și l-a frecat cureaua. Ăsta nou, de care v-am zis adineauri. Un furtun foarte prost, după părerea mea. El își face treaba, dar e foarte tare. E și ceva mai vechi, ce-i drept. Îl folosesc când am devopsit mai la distanță și teoretic în apropierea compresorului, dar mai departe, înțelegeți voi. Un set cu trei accesorii de la Michelin. Nu știu dacă sunt originale sau nu, habar n-am. Pe cutie nu scrie nimic de genul ăsta. Le am de vreo 6-7 ani. A costat undeva la vreo 100 de euro. De undeva din Franța a cumpărat trusa asta. Mă rog, are și tubulare și de toate. Pistolul e destul de slăbuț. E de 350 de newtoni. Nu știu dacă se mai vede pe el. Ba da. 350 de newtoni. Nu prea desface roțile de la mașină. Așa, așa, așa. Dar mi-a fost foarte util până să cumpăr mica jucărie de la Parkside cu impact, cu acumulator. La fel, asta n-am folosit-o nici măcar o dată, doar de probă. Se poate folosi și ca cricket, dar mai greu. E bună unde ai locuri mai greu accesibile sau chestii de genul ăsta, dar n-am folosit-o. Freza aia am folosit-o foarte puțin, deoarece suge aer de nu-ți vine să crezi, deci consumă enorm de mult aer și nu-mi convine. Așa că mai bine mi-am luat una electrică. Câțiva biți, câteva consumabile, tubulare, chestii de umflat, măruntaie. Trecem peste. Și acum să ajungem la compresoare. Hai să trecem repede peste ăsta micu. După cum vedeți, un motor similar cu cel de la frigider, dar ăsta e de fabrică, așa, nu l-am făcut eu. După cum vedeți, are presostat, o mică butelie de 8 litri, două filtre de aer care două admisii și e foarte ok, doar că bagă destul de încet. Dar pentru un mic atelier, nu știu, pentru electronice, să sufli o chestie la un service de telefoane sau ceva de genul ăsta, e ideal. Are un zgomot, nici nu-l auzi, mai ales cum plouă acum, nicio șansă. Ăsta care l-ați văzut în clipul trecut, noul meu compresor, care de fapt e vechi și e semi-restaurat, parțial restaurat. I-am lipit acolo un sticker. Mulți ați zis că n-am avut ce să fac, e vopsit, dar nu e vopsit să mă chinui atât. Am lipit un sticker. Da, e destul de ok, ăsta aș face treaba. Și vedeta serii, compresorul meu vechi. Vedeți ce metal am aici. Corniere destul de groase, roți solide. E un compresor mai comunist, așa să zic. Piesele, majoritatea, sunt comuniste. Da, să începem cu începutul. Ăsta e un proiect de-al tatălui meu care nu l-a terminat.
a apucat să facă decât cadru și cu, mă rog, cadru, toată partea asta cu roți până aici, i-a pus și chestia aia acolo și cam atât, restul l-am terminat eu. El l-a abandonat, acum bineînțeles se folosește și el de el, dar eu l-am făcut în mare parte, restul. Bun, dacă vă întrebați ce e asta, e o supapă de presiune de refulare, când de aici se poate regla, 7 bar, 8 bar, 10 bar și suflă, da, afară. Probabil ați auzit la rabe, autobuze, acel suflu când oprește în stație. Supapa aia face chestia asta. I-am pus aici un manometru, pentru că aveam un loc gol acolo. Ce avem aici? Avem o supapă de sens, un teu și pleacă serpentina mai departe. Aici la teu ăsta am pus o electrovalvă pentru a-mi goli presiunea din capul pistonului și de pe această serpentină. Aici supapa, cum am zis, și îmi golește aerul de pe ea pentru a putea porni ușor. O mică chestie făcută de mine. Celelalte, de fapt, au chestia asta din presostat. Eu când l-am făcut pe ăsta în urmă cu vreo 10 ani, nu știam că există asemenea presostate și l-am făcut așa cum m-am gândit eu că ar fi mai ok. Bun, compresorul e un compresor de rabă, într-un singur piston. Cred că filtrul e original, habar n-am, de curând i-am schimbat cartușul din interior și l-am vopsit. Aici am improvizat eu o ungere, probabil și vedeți că are destul de... are o peliculă de ulei pe el, constant însuflă ulei pe aici, nu foarte tare, dar cât să-l stropească, se murdărească mereu, să atragă praful. Ce se întâmplă? El normal și normal se ungea prin pompa de ulei a motorului, băga prin presiune pe aici și ieșea pe undeva pe aici, era evacuare sau pe jos, nu mai știu. Și mergea sub presiune, n-avea nevoie de ungere separată. Neavând acel sistem, am fost nevoit să-i pun un borcănaș de ăsta, ca atunci când suflă motorul, mă rog, prin bătaia pistonului, normal, că aici avem presiune mare și aici fiind practic presiune atmosferică, suflă și suflă în acel borcănaș. Și dacă îl lăsam închis complet, nu-mi pornea. S-a acumulat presiune jos și nu-mi pornea când era, nu știu, 6-7 bar în el, de exemplu. Așa că am fost nevoit să-i fac o aerisire și îmi scoate din ulei în recipientul ăsta, învârte curea și mi-l trage înapoi. Acum nu e cazul, dar face pistonul vid și îmi trage înapoi. Furtuna o stai până undeva la jumătate. Da, nu știu dacă vă e utilă informația asta. Așa am gândit-o. Eu am văzut la alții cu diverse bidoane în sus, cu improvizații. La mine am vrut să fie ceva mai micuț. Motorul ăsta e de 1,8 kW. Unde scrie, că nici nu mai văd. Da, uite aici. 1,8 kW, 220 de volți sau 380, depinde cum mergi, la 3000 de rotații pe minut. Da. Condensatorii de rigoare, aici avea un butonaș ăla, poate știți cu toții, așa numitul robot. Ăștia doi sunt condensatorii de sarcină, iar aici am un condensator de pornire, luat de la un motor de frigider, am mai ars vreo două până să-mi dau seama ce-mi trebuie, de vreo 63 de micro, dacă nu mă înșel. Pe partea cealaltă, mai nimic, avem cureaua și foliile. Avem un raport de aproximativ 2,7 la 1. Asta înseamnă undeva la 1100 de rotații are compresorul. Destul de puțin, pentru că bagă oarecum ok, dar putea să bage și mai tare. Eu l-am făcut așa, că așa am avut foliile și când l-am făcut eu foloseam undeva la 12-13 bari, băga, derupea și nu murea motorul. Așa că acum aș putea să-l modific, dar nu-l mai mult. Pe cealaltă parte, aici avem robinetul cu mufa de ieșire, un manometru cu presostat integrat. Nu știu dacă vedeți acele două puncte, se modifică și când ajunge la asta verde, acu pornește, când se duce la cea roșie, se oprește. Da. Aici, în doza asta, am un transformator de 24 de volți. Pentru a-mi deschide acea electrovalvă, că e la 24, tot de pe la camioane e luată. E comandată din cutia asta de aici, o să vă arăt imediat ce e acolo, pentru a reduce de la 220. Ok, și aici avem automatizarea, dacă o pot numi așa. Am pus o siguranță pentru am porni tot sistemul. De aici, practic, e comutatorul. Un contactor pentru motor, pornire-oprire.
Aici am încă un releu pentru condensatorul de pornire, ăsta de aici de jos. Și un temporizator pentru a-mi opri, vedeți unde e, aproximativ 0,7-0,8 secunde, pentru a-mi opri condensatorul după pornirea motorului. Deci odată ce am cuplat asta pe on, a plecat cu condensatorul de sarcină. secunde, după care decuplează acest releu și lasă doar condensatorii ăia doi de sarcină. Da. Iar pe partea cealaltă, pentru că are dublu circuit acest chestie, am dat electrovalva de acolo din spate, asta de aici, care însuflă aerul pe sub toată chestia asta. Nu știu dacă se vede aici, dar mai mult ca sigur nu. În fine, mai puțin important. Deci îmi trimite tot înapoi. Chestia asta comandă contactorul, după contactor sunt legate toate celelalte. Da, sper că ați înțeles și nu v-am plictisit prea tare cu partea asta. O să-i facem imediat și un mic test să vedem în cât timp încarcă această butelie. De 20 și ceva de litri, 24-25 zic eu. Ăsta nu-mi intră tocmai ușor aici. Inițial n-am vrut să-l mai desfac, dar o să-l fac eu înapoi. Bun, haideți să-l bag în priză să-i facem și un mic test. Dar până la el l-am băgat pe ăsta mic în priză să vedeți cam cât de silențios este. Deci nu știu dacă l-auziți voi, dar foarte, foarte puțin. Exact ca un frigider, ce să mai. Dar v-am spus, bagă destul de greu, ceasul s-a și spart între timp. Vedeți, acum a început să crească, dar foarte lent. Ok. Fâsă când îl oprești, îl băgăm pe celălalt acum. Ok. După cum vedeți, robinetul e deschis acum. Am scos tot aerul din butelie. O să-l închid. Am pus aici un cronometru. L-am reglat între 7 și 5 bari, pornire și oprire. Odată ce pornești de la siguranță, o să apăs și butonul. Deci 45 de secunde, după cum ați văzut, și ați auzit acel suflu de la electrovalvă. Bun, acum o să-i dau drumul și o să-l pornesc din nou. O să îndrept ăsta așa, să vedeți că pornește automat când scade de la 5 bari. Haideți să vedem. Și cam ăsta e mersul lui. Atâta știe să facă. Uite, nu v-am arătat, dar să vă arăt acum și aici cu uleiul, cum stă treaba. Ați înțeles acum despre ce e vorba, cu toate că i-am pus eu un burețel aici, tot mai suflă și stropește. Dar și-a făcut treaba cu brio 10 ani de când l-am în configurația asta, ce am schimbat presostatul, aveam unul de apă modificat și l-am pus pe ăsta de aer. Dar tot, se zic eu, automatizarea dinăuntru e făcută de mine acum 10 ani, cum am priceput și eu. Și uite că a rezistat. Serpentina, nu v-am zis nimic de ea, e cupru colac. Îndoit pe un lemn, de mine și de tatăl meu, m-am chinuit mai mult, l-am rezolvat. Înainte să pun acel compresor, am avut motorul ăsta montat pe acea butelie, dar e destul de mare, după cum vedeți, dar se încălzea foarte tare. Pe lângă faptul că se încălzea foarte tare acel motor, băga și foarte încet și nu era un plus pentru mine, dar a fost mai ușor, după l-am făcut în configurația asta și e mult mai ok. Sper că v-am răspuns la mare parte din întrebări, pentru că mulți ați fost curioși de acest compresor vintage, să zic așa.
Eu încă îl folosesc cu drag, nu m-a lăsat la greu. Să sperăm că nici ăsta nu va face probleme. Cam asta a fost mica mea flotă. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ca de obicei, până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Link-ul cu semi-restaurarea acestui compresor jos în descriere. Vă salut, la revedere!